La căminul cultural din localitatea Fălciu, din comuna Vasluiană cu același nume, în organizarea primăriei și consiliului local din această unitate teritorială administrativă, dar și a altor parteneri, a avut loc o manifestare spirituală de excepție, menită să ni-l readucă în memorie pe cel care a fost unul dintre cei mai cunoscuți fermieri de pe Valea Prutului, inginer horticol Toader Prodan. Sâmbătă, instituția de cultură s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numărul mare de invitați prezenți la simpozionul dedicat în exclusivitate vieții și activității celui care a contribuit decisiv la dezvoltarea vieții economice pe aceste meleaguri vasluiene. Printre participanți s-au regăsit fermieri de renume de pe Valea Prutului, prieteni apropiați, familia marelui dispărut, oficialități locale și județene. Pentru că v-ați repet din timpul dumneavoastră și pentru a fi cât mai productiv, o să rog pe domnul primar, gata noastră de astăzi, să ne spună, vă rog, câteva cuvinte. Domn primar, vă rog. La Iase Fălciu a fost, a început ca stagiar și inginerul Prodan, pe care îl omagiem astăzi. Aici s-a format ca specialist, aici s-a format ca om, ca bunic, ca tată și a contribuit în, pentru comunitatea noastră, a fost un om de bază. A fost consilier local din 1992 până când s-a sfârșit veșnic. Domnilor și domnilor, permiteți-mă să mulțumesc pe inițiatorilor acestei întâlniri pentru invitația aceasta, pe care nu o consider o pierdere de timp, de a fi alături de dumneavoastră, chiar o utilizare foarte judicioasă a timpului nostru, de a fi alături de dumneavoastră cu acest prilej. De asemenea, vreau să îi mulțumesc primarul Nicolae Moraru, care este unul dintre oamenii care a cărui activitate în timpul mandatelor succesive care le-a avut, a făcut ca această localitate frumoasă, care are și un istoric extraordinar. Eu n-am avut onoarea să-l cunosc personal pe domnul Prodan, dar venind spre Fălciu, unde primarea mea rușine sunt pentru prima dată, am, mergând așa pe drum, ca să-ți faci impresia de o personalitate, mai vezi în ce conjunctură a locuit, a activat, a muncit, a dezvoltat. Prima m-a impresionat foarte mult că în lunga Prutului se face irigare. Dumneavoastră știți că noi mai avem așa populație care poate trăi pe malul râului Prut sau râului Nistru sau Dunării și așteaptă numai ploaie. În memoria prietenului și colegului nostru, Toader Prodan, aș dori să evoc câteva amintiri din perioada studenției și a întâlnirilor ulterioare de promoție. Personal îl cunosc pe domnul Prodan încă din liceu. Am observat împreună în liceu la Huș, am fost coleg cu Livia Prodan, soția lui, seria următoare. Să venind aici și intrând în această sală, am făcut două constatări. Întâi am constatat calitatea de om a celui care a fost Toader Prodan, calitatea pe care mi-a spus-o prezența dumneavoastră în rața aici. A doua calitate este aceea că am constatat că sunteți dumneavoastră oameni adevărați, că v-ați adunat aici ca să-l comemorați pe cel care a fost Toader Prodan. Vedeți, în viață trebuie să avem prieteni. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația făcută. Să știți că este o onoare pentru mine să particip la un astfel de eveniment și a ținut în mod deosebit să fiu prezent din trei motive. În primul rând, pentru respectul pe care îl port celui care a fost inginer Toader Prodan, un om de excepție, un om care reprezintă, din punctul meu de vedere, un simbol pentru ceea ce înseamnă latura aceasta agriculturii și al județului Vaslui. Toader Prodan l-am cunoscut cu mulți ani în urmă. Fiind paroc la parohia din care făcea ședințul patre de 40 de ani. Voi începe cuvântul meu cu două citate. Luați aminte la mai mari voștri și cum și-au încheiat ei viața, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că el era efectiv un prieten.
Eu l-am cunoscut în facultate, nu era în grupă cu mine, dar am avut o legătură foarte bună. Cred că la început m-a ajutat. El era foarte bine făcut și știa lucrul câmpului, iar la practică stăteam eu lângă el ca să mă mai ajute. Și când termina, venea și m-a ajutat și pe mine. Dar era prieten cu toată lumea. Despre inginerul Toader Prodan l-am cunoscut de foarte mult timp, din 1995, prin natura funcției publice pe care am avut-o de-a lungul perioadei, atât funcții de execuție cât și de conducere, am ținut o legătură permanentă cu fermierii de la nivelul județului Vaslui și nu sunt puțini. Aș vrea să vă spun că sunt aproximativ 600 de fermieri care lucrează terenurile în mod organizat și de aceea îi cunosc foarte mult. Este un moment important pentru voi toți care suntem prezenți astăzi să participăm la pomenirea celui care a fost inginer Toader Prodan, un om deosebit. Și spun aceste lucruri pentru că și îi dau și dreptate domnului inginer că l-a venit la mine cu propunerea de a organiza acest simpozion la Berezeni. Și atunci am spus, domnule, nu te refuz, mie îmi place să particip la toate simpozioanele, am organizat multe simpozioane și la Berezeni, dar toate Prodane plecate aproape de 40 de ani din Berezeni. Eu am fost coleg de generație cu Toaderică Prodan. Pot să vă spun că cele mai frumoase distracții, cele mai frumoase valuri pe care le-am petrecut împreună sunt amintiri frumoase ale copilăriei și ale tinereții noastre. L-am vizitat și în momentul în care era șef de fermă, m-a impresionat, eu am lucrat în domeniul în fabrică și mai împărtășeam anumite probleme organizatorice. Venind cu acei multiple sentimente de mândrie am avut, și m-am amintit, spuneam ocupanților mașinii, că atunci când am învățat la Iași, când auzeam de lucrurile că venim Cămin și este din Huș, gândeam deja și ne uitam cu diferență la el, cu mai mare respect. Fiindcă zona Hușului a fost de totdeauna, sunteți de acord cu mine, zona mai răsărită a județului Vaslui. Nu l-am cunoscut, mi-a refusat toată răfuta, dar cum spuneam, sunt mândru că particip la această festivitate, fericitări organizatorilor. E greu să vorbești despre cineva cărui imagine dăinuie încă cu tărie, deși ne vechează de sus dintre îngeri. Prin emoția puternică ce se revastră din inimile noastre, evocăm personalitatea celui care a fost inginerul horticol Toader Prodan, tatăl nostru, care s-a remarcat prin valoarea sa profesională și umană, contribuind în mod esențial, timp de peste 4 decenii, la consolidarea și dezvoltarea agriculturii din zona Fălciului, desfășurând o bogată activitate. Plecarea ta ne schimbă pe vecini, plecarea ta ne lasă fără glas. Se strâng dureri și în cerul vor să scrie că n-ai plecat și nimeni mai rămas. Din noi nu ai să pleci că nu se poate, în noi e casa ta și vei trăi. Se strâng dureri și genunchează toate și ochii tăi se aprind în veșnicii. Elevii de la Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir din Fălciu au ținut să-l comemoreze pe Toader Prodan cu o piesă de teatru Soacra cu trei nurori a lui Creangă. Simpozionul In Memoriam Toader Prodan s-a încheiat cu o slujbă de pomenire susținută de preoții de la parohiile din Fălciu. Marginea evenimentului am cules și câteva reacții din partea participanților. Domnule Nicolae Moraru, primarul Comunei Fălciu, iată o manifestare omagială aici la Fălciu, Toader Prodan, In Memoriam. De unde și mai ales ce veți face și în continuare? Este un moment deosebit în comunitatea noastră. Comemorăm pe cel ce a fost Toader Prodan, un om cu un suflet deosebit, un bun specialist, un bun familist
și el și-a pus amprenta asupra comunității prin ceea ce a făcut, de la inginer stagiar până la director, director general la IASE Fălciu, cât și în comunitate, ajutându-ne în consiliul local, în acțiuni cetățenești care au fost la nivelul comunei. Așa este normal să îi respectăm și atunci când nu mai sunt pe lângă noi sau printre noi, pe cei care s-au dus în veșnicie. A fost un om deosebit și de-aia am emoții când vorbesc despre Toader Prodan. Mă bucur că au fost mulți oameni, că au participat cu sufletul și cred că marea majoritate sunt prietenii lui Toader Prodan. Nu l-a uitat și cred că nu-l vor uita niciodată pe cel ce a fost Toader Prodan. Domnule Ficu, iată, sunteți prezent aici la Fălciu. De fapt, e zona natală. Comuna noastră natală. Sunteți și directorul executiv al AFIR Iași. Eu vreau să ne spuneți așa, de ce ați venit aici și mai ales de când îl cunoașteți pe Toader Prodan? Eu l-am cunoscut pe domnul Prodan în anul 1987 și vreo 10 ani pot să spun că am crescut pe lângă el. Îl cunosc mai mult ca om pe lângă care am crescut datorită legăturii profesionale între familia mea și familia lui. Și vreo 10 ani l-am cunoscut ca un om deosebit, un om foarte vesel, hotărât și plin de energie. După aia, o perioadă de timp, eu plecând, nu l-am mai văzut și l-am revăzut când am devenit director la AFIR în 2012, dumnealui având diverse proiecte chiar cu AIUR, dezvoltarea infrastructurii de irigații aici la Fălciu, și m-am mai întâlnit de câteva ori și l-am găsit același om plin de viață și plin de speranță. Profesional era un om deosebit care ținea foarte, foarte mult la angajați, îi muștruluia dacă nu-și avea grijă de familie, îi lăuda, îi ajuta. Un om extraordinar. Și am venit mai mult să fiu la acest simpoziun pentru omul Prodan, poate și mai puțin pentru inginerul Prodan. A fost un om deosebit. Liviu Pârciu, iată, participă la un simpozion In Memoriam Toader Prodan. Câteva cuvinte. Da, am ținut să fac act de prezență aici la acest simpozion, la invitația autorității publice locale, respectiv a domnului primar Nicu Moraru, care a ținut să omagieze activitatea domnului inginer Prodan, un om de agricultură, un bun specialist, care s-a implicat foarte mult în activitatea din agricultură pe Valea Prutului. De activitatea dânsului sunt legate multe acțiuni și în special cea referitoare la irigații. După câte am înțeles, dânsul s-a implicat astfel încât a fost reabilitat sistemul de irigații pe Valea Prutului. A fost salvat, de fapt, ați văzut ce spunea primarul de Berezen, dacă nu era Toader Prodan, bine, și primarul de Berezen, Toader Dima, cei doi Toader, da? Absolut, asta cred eu că trebuie să facă specialiștii, să implice astfel încât agricultura să aibă rezultate în acest loc. Și viitor, domnule primar. Și viitor, asta e că asta nu prea avem viitor în agricultură și trebuie specialiști. Vă mulțumim și da, sănătate. Mulțumesc. Domnule Vasile Bumacov, iată din nou invitat la o nouă manifestare in memoriam, de data aceasta inginer horticol Toader Prodan. O să vă rog câteva cuvinte pe marginea trăirilor pe care le-ați simțit aici. Eu mă bucur că prietenii noștri din România onorează și amintesc de oameni deosebiți care au făcut agricultură deosebită și aici, la Fălciu, chiar am rămas impresionat. În funcția mea de fostă de ministru agriculturii, când am văzut cum funcționează sistemele de irigare pe malul Prutului, m-a cumva așa cupleșit o invidie, pentru că noi depunem eforturi, dar nu reușim să facem la ce a contribuit și domnul Toader Prodan.
și mă bucur că Ficiorul lui continuă această activitate. Am văzut câmpurile, am văzut exploatațiile agricole care sunt bine irigate, care arată foarte bine și care continuă să ducă faima României ca un mare producător agricol, fiindcă în Uniunea Europeană România devine tot mai vizibilă ca producător agricol. Chiar recent mi-amintesc că depășise și Franța la producere de porumb. Deci tehnologii moderne, Fălciu, pare rău, dar sunt pentru prima dată în această comună care o priveam de la Cantemir peste Prut, așa cum suntem noi, în loc să rezolvăm probleme, ne uităm unii la alții de peste Prut. Și astăzi am venit, ieri de fapt am ajuns aici și am rămas impresionat, o comună cu 5.000 de locuitori, să arate atât de civilizat, să fie o comună atât de organizată. Și atât, vedeți, au venit și de la Iași și de la Vaslui personalități care au onorat pe fostul inginer horticol Toader Prodan și am auzit lucruri extraordinare despre dumnealui. Uneori ne mai gândim că ar fi bine să-i mai pomenim pe mari oameni în viață, fiindcă și noi avem această meteahnă, să ne mintim de oameni după ce nu mai sunt. După ce au trecut dincolo. Domnule fost ministru, ex-ministru al agriculturii, spuneați în intervenția noastră că nu avem curajul nici în stânga, nici în dreapta Prutului să ștergem o rană a istoriei, o urmă a istoriei îndurerate. Nu ne faci cinste acest lucru. Eu am observat după interviul de data trecut ceea ce am spus de această problemă a fost scos, adică mai există cenzura, dar eu nu o să obosesc să spun că noi purtăm acum o mare responsabilitate. Am ratat. Știți, în istorie apar ferestre care trebuie valorificate, oportunități. Iată, noi am ratat o dată, am ratat a doua oară și tare mă tem că în condițiile astea periculoase pentru Republica Moldova, când în est a apărut acest agresor, un stat fascist care omoară oameni vinovați și noi, în loc să ne trezim, să rezolvăm această problemă, stăm și ne uităm unii la alții de peste Prut, mor oameni la coadă, la vamă, pe când polonezii nu se tem că ei sunt membri ai Uniunii Europene, să facă vame comună cu Ucraina, căi ferate, ceva se întâmplă la noi. Și eu spuneam că dacă ar fi așa personalități ca Toader Prodan și în politică, probabil s-ar rezolva mai multe probleme decât vorbăra aia. Domnule Vasile Bumacov, cred că hibele, cum le spuneți dumneavoastră, trebuie căutate în amândouă părțile ale Prutului. Un recent sondaj de opinie făcut demonstra că doar 35% din moldoveni doresc unire. Dați să vă spun, noi dacă dorim ceva să facem, păi trebuie să promovăm acest lucru. Unde se discută, la care televiziuni din România sau din Republica Moldova se discută despre această problemă, să aduc argumentele, se explică. Sigur că oamenii nu înțeleg multe lucruri. Propaganda rusească a fost atât de puternică încât și astăzi ne ține în situația în care suntem. Dumneavoastră, uitați-vă ce înseamnă propaganda. Deci, dacă rușii au promovat războiul, 86% din ruși susțin această crimă în Europa, în veacul 21. Deci dacă noi aveam puțină grijă să promovăm și o parte și pe altă parte a Prutului, de mult se rezolva această problemă. Dar noi n-am făcut acest lucru. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat cu noi, că ne temem să vorbim, unica națiune în Europa devizată de pactul Molotov-Ribbentrop, și n-am făcut nici demersuri. Eu cred că poartă responsabilitate nu numai Uniunea Sovietică, dar poartă responsabilitate și Germania, care a contribuit la această crimă. Și eu nu înțeleg de ce noi nu vorbim, de ce noi nu argumentăm, de ce nu prezentăm ce înseamnă acest lucru. Că eu cred că și România ar avea nevoie de un impuls de a se cumva schimba această paradigmă politică ca să fie mai vizibilă în Uniunea Europeană. Și ar putea să fie mai vizibilă și această întregire ar mișca multe lucruri.
Da, eu înțeleg că imediat se vor găsi agenții de influență străini care să spună că da, vă dați seama, vor fi cheltuieli. Vedeți, când vine timpul, dacă ne uităm la ucraineni, dacă au fost îndrăzneți, toată lumea s-a închinat în fața lor. Dacă inițial cedați toți și considerau că, știți, acolo va ocupa Rusia o porțiune, numai eroismul lor, determinarea lor, a făcut toată lumea să se închine în fața Ucrainei. Eu cred că dacă noi am fi mai eroici și mai deciși, atunci și noi am fi mai respectați în Europa. Așa, pentru finalul interviului nostru, ce ar trebui făcut totuși pentru a promova această idee? Eu știu, nu poate a unirii imediate, pentru că a fost o ocazie, s-a dus, știți cum e, trenul nu stă de multe ori sau vine de multe ori în stația Speranței. Eu mai spun o dată că dacă privim televizorul, eu de fapt de 7 ani nu mai privesc televizorul, fiindcă ceea ce este acolo e dezgustător. Acum este foarte primitiv, se promovează lucruri care cred că influențează extrem de negativ tineretul, viitorul nostru, dar dacă s-ar găsi emisiuni serioasă, care ar explica acest lucru, pentru că vedeți și nici în agricultură, nu mai faceți dumneavoastră efort ca să mai... Nu vrea nimeni să discute de ceea ce ne ține toți cu alimente de cele mai înaltă calitate. Deci așa suntem noi, probabil, așa s-au schimbat timpurile, că vorbim despre tot, numai nu despre ceea ce ne face viața mai bună. De ce? Păi asta e. Și vă asigur că așa, dacă s-ar discuta profesionist, cu explicații, de chestia asta, eu vă asigur că noi am putea scoate pata aceasta de rușine de pe ambele părți a Prutului. Eu vă mulțumesc, domnule Vasile Bumacov, și sănătate, bucurii, și vă mai așteptăm în județul Vaslui. Cu plăcere o să vin, fiindcă uitați-vă, am cutrerat toată România, dar nu ajunsesem la Fălciu și am avut onoarea să văd acest loc frumos și m-a întristat puțin discuțiile despre pod. Știți cum americanii au făcut poduri peste mări și au reușit și chinezii, dar noi niște poduri, așa, o aruncătură de băți și nu suntem în stare, chiar e rușine. Înțeleg că ați fost și la podul acesta la Fălciu. Da, îl cunosc și m-am întristat că podul există, dar nu este legătura. Domnule Toader Lima, ați participat la un eveniment spiritual de excepție, zic eu, pentru Valea Prutului, in memoriam Toader Prodan, un inginer pe care dumneavoastră l-ați cunoscut foarte bine. Câteva cuvinte pe marginea evenimentului. Așa cum am spus-o și în cuvântul care l-am luat la această întâlnire, este un moment unic, ceea ce a organizat familia cu mătru Prodan, pentru așa cum am spus că i-am cununat fata, deci familia noastră a cununat fata și am botezat nepoata, niște oameni deosebiți, familia, un reper pentru locuitorii din comuna Berezeni, el este berezănean, am fost vecini, mai mic ca mine, cu 7-8 ani de zile. Deci el cam ciupeaț așa când era copil. Și e și un reper pentru comuna Fălciu. Așa cum am spus și mai înainte, în cuvânt, a fost un excelent specialist, un bun organizator, un om dintr-o bucată, părea la început, dar după aceea cu un suflet mare, un suflet atât de mare încât ajuta pe toată lumea. Încăpea întreg județul Vaslui. Întreg județul Vaslui, așa cum spunea cineva, am fost la o mormântare și era o coroană cât un om, așa, mare, mare. Și spunea acolo, cât e de mare. Așa, domnule, inima lui a fost mai mare decât inima, corona era ca o inimă, mai mare ca decât inima asta, că dacă ar fi să conjurăm ceva, o inimă, nu putem să o conjurăm cât de mare a fost inima lui Toader Prodan. Și așa cum a spus el, dacă avem dacă toți cei care acum se folosesc de sistemul de irigație, așa, este un merit și al lui Toader Prodan,
am mai spus-o eu și cu multe interviuri, am avut dosar penal cu abuz în serviciu, când am vrut să stric sistemul de irigație de la Fălciu, de-am salvat Albița Fălciu, am fost eu, Toade Prodan, inginerul Mălășân, cu un echipor, care am făcut și primii, care am făcut oaiurile aceste, care s-au preluat aproape 8.000 de hectare. Și tot ce vedeți frumos, acum e foarte ușor că s-au prins după aceea când am fost în Parlament, pe lângă în stațiile astea care sunt preluate de utilizatori, să dea și bani pentru dotare. Și ea că s-au dat și bani pe vremea lui domnul ministru Daia, un mare specialist, care ne folosim și ziua de astăzi. Păcat că cei care au mai fost mai înainte au cam neglijat agricultura, care, din păcate, suferă și va suferi în continuare. Eu vă mulțumesc și mai am o întrebare. Toate Prodan e născut în Berezen. Pe când... O manifestare dedicată... Noi am zis să facem o întâlnire acum, când facem, să zicem, ziua satului pe data 28, dacă ne permite timpul, dacă noi, știți, vă invităm și ați văzut sala Căminului Centrul Cultural la Berezeni, poate una dintre cele mai frumoase din Berezeni, din județul Vaslui, și vom avem sala de conferințe unde organizăm un simpozion și la locul natal al inginerului Toade Prodan, Dumnezeu să-l ierte.